Cine este de fapt Robert Braia, de la Insula Iubirii? Detaliul uitoare despre concurentul care i-a aruncat mutanii pe geam iubitei sale, Bianca Mitroi. Robert Braia și Bianca Mitroi formează unul dintre cele mai controversate cupluri din cadrul sezonului 8 al reality show-ului Insula Iubirii. Cei doi erau împreună de un an atunci când s-au încris pentru emisiune, dar relația lor era oricum una tumultoasă mărul discordiei l-ar fi reprezentat mutanii tinerei, pe care aceasta îi iubea enorm. Chiar în cadrul primelor ediții din noul sezon, Robert Braia a recunoscut că i-a aruncat pe geam pisicile iubitei sale, iar aceasta a aflat despre cumplitul gest doar cu o zi înainte să plece spre destinația de filmare. I-am speriat pisicii și au căzut de la balcon. Era unul jos, pe care l-am recuperat, dar unul dintre ei a plecat prin cartier. Am mers și l-am căutat și fără să știe ea și l-am adus înapoi. După ce l-am adus înapoi, eu las geamul deschis des și într-o seară au plecat amândoi. Eu nu o iubiam când am făcut chestia aia. Pe parcurs am început să ne iubim și a aflat fix cu o zi înainte să mergem la insula iubirii. I-am dat parola de la telefonul meu, singura femeia căreia i-am permis și s-a apucat să verifice. A văzut conversația din septembrie, de acum șase luni. A văzut cum eu vorbeam cu un prieten cum să scap de pisici. Eu regret acum că am făcut chestia asta. Dar ea nu înțelege, a povestit el, în emisiunea de la Antena 1. Cine este, de fapt, Robert Braia? Robert Braia susține că ar fi urmat o facultate din Austria și că în prezent este antreprenor. Acesta ar avea un business în Craiova, împreună cu familia lui în industria autor dar sursele Neus 18. Roni au dezvăluit că acesta ar avea foarte mulți bani și din alt tip de afaceri. Mai mult, aceleași surse susțin că bărbatul ar fi o fire agresivă și conflictuală. Acesta era obișnuit să schimbe de iubite profitând de situația lui financiară, iar relația cu Bianca Mitroi a fost printre cele mai lungi. Tânăra a mai participat în trecut la emisiuni matrimoniale. Casa iubirii de la canal de fiind una dintre ele. Ea este de profesie cântăreață și se întreține singură de la 18 ani. Bianca spune că a fost luni de zile în depresie din cauza mutanilor și nu a încetat niciodată să-i caute, mai ales că i-a crescut de mici, iar unul dintre ei avea 9 ani acum, polițiștii biroului pentru protecția animalelor dolși s-au sesizat miercuri, din oficiu, urmarea informațiilor apărute în spațiul public și desfășoară cercetări în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rănirea cu intenția animalelor. Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că, în anul 2023, Robert Braia, de 29 de ani, din Craiova, ar fi aruncat de la etajul 1 din apartamentul iubitei sale, de 28 de ani, din Bragadiru, județul Ilfov, doi motani, unul dintre aceștia fiind rănit.